Domnule Dodon, ați fost la negocieri cu PDM-ul. De ce nu s-a dus doamna Greceanu? De ce ați mers dumneavoastră? În primul rând, tot ceea ce ține de ce se arată filmulețe. Foarte multe dintre ele sunt montate. Dacă o să începem să comentăm toate prostiile care o să apară în continuare din partea lui Plahotniuc, noi departe nu o să ajungem. Miza aceasta și-a fost. Să facă presiuni pe mine. Mi s-a spus din timp că o să fie așa presiuni. Că dacă noi nu o să mergem așa cum vor democrații, vor fi presiuni. Noi am luat decizia să nu ne uităm la niciun fel de presiuni și să mergem înainte cu deciziile pe care le-am luat astăzi. Iar comentarii încă vor fi foarte multe. În stilul lor. Taie, adaugă, eu nici nu le urmăresc, sincer. Dar de ce ați mers dumneavoastră să discutați cu ei și nu s-a dus liderul de partid? El a fost la președinție. El s-a întâlnit cu Cozac la președinție. Cine el? Plahotniuc. Și multe altele, așa că hai să lăsăm lucrurile astea. Dar de ce v-ați dus să discutați în Rusia alianțele din Republica Moldova? În Rusia nu s-a discutat alianțe. În Rusia s-a discutat cum să creăm un guvern care va dori să aibă relații bune și cu Rusia și cu Occidentul. Asta este poziția mea. Eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi este o victorie națională. Un compromis între politicieni care niciodată nu vreau să, nici mâna nu vreau să dea. Dar astăzi, noi am stat alături și cu Maia Sandu, și cu Andrei Năstase, și cu toți de dreapta. Și cei de stânga, și cei de dreapta au înțeles că acesta este un compromis național. Și eu cred că lucrul ăsta este foarte bine. Ceea ce se întâmplă acum, sincer, pentru mine, eu mă mândresc. Că noi toți în Republica Moldova am dat dovadă că putem să trecem peste niște ambiții personale, peste niște lucruri foarte înguste în ceea ce ține de geopolitică, de identitate. Noi suntem foarte diferiți cei din sală. Noi avem foarte diferiți. Foarte diferiți. Unii cred într-un fel, alții cred în alt fel, dar ne unește ce? Dorința de a schimba lucrurile în Republica Moldova. Și dacă o să ne uităm la tot ce a fost ultimele zile, săptămâni, luni, ani, noi nu o să putem să ducem acest proces până la capăt. O să ne arunce tot felul. Ei sunt meșteri. Nu o să ne arunce informații despre cei de dreapta, celor de dreapta despre noi. Așa a fost tot timpul. Dumneavoastră ați spus că din Rusia avem finanțări de peste 1 milion. De unde vin acești bani și cine le fac finanțează? Pentru că eu v-am spus acolo încă câte o să fie, să tai și așa mai departe. Nu atrageți atenție. Important este faptul că noi avem o recunoaștere externă în acest sens. Deja vin felicitări din partea partenerilor externi. Vedeți, aici sunt toți ambasadorii. Este salutat procesul ce are loc în Parlament și de către partenerii principali și Federația Rusă și Uniunea Europeană și Statele Unite, ați văzut comentariile ambasadilor, eu cred că va urma acest proces. Curtea Constituțională, știți, ați văzut aici în Parlament, secretariatul deja și-a dat demisia. Eu le-aș sugera. Gândiți-vă bine ce faceți. Eu știu că mai multe instituții de stat, procuratura, corupție sau cum se mai numește ea, în poliție, deja mulți nu vor să execute ordinele care vin din partea Partidului Democrat. Gata, schimbarea a început. Dar negocieri... Nou guvern va fi investit aici în Parlament, va depune jurământul aici, în clădirea Parlamentului? Eu aș dori ca noul Parlament, noul guvern să depună jurământul în clădirea președinției. De ce? Pentru că așa trebuie să fie. Dar o să vedem, în funcție de situație, cum va fi. Dar de ce au ieșuat... De ce credeți că au ieșuat negocierile cu PDM și la ce puncte v-ați înțeles? Voi chiar vreți toate detaliile? Știți, în politică, câteodată... Jucați șah? Să veniți la Federația de Șah, eu să vă învăț jucat șah. Mersi. Și încă o întrebare. Domnule Dodon, când o să publicați raportul soției dumneavoastră? Că ați promis de atâtea ori că îl publicați. Acum e cel mai important acest lucru. Nu, dar încercăm să vă facem să nu uitați de lucrul acesta. Nu uităm nimic. Eu cred că noi facem niște lucruri mult mai importante, ceea ce fac eu acum, decât raportul unei fundații de benefacere. Totuși, când va fi publicat?